mai zic, mă iertați acum, dar cea mai mare tragedie e că generația asta merge și la toaletă, tot cu telefonul. Un dietet român mai cujeta câte o jumătate de oră. Acum așa acolo, conectați! O generație însoțită și în baie, și în, și în autobuz, și, pe, și în biserică. Frații mei, și în biserică. Asta e tragedia tragediilor. În timp ce eram într-o biserică și urma să predic, în fața mea un copil se juca râma. A rămas mut. În fața mea. Și o taină că în urmă cu 2 săptămâni, în timp ce predicam aici, mulți băieți erau pe scorul de la mondiale, că era finala. Și mi-au spus alții, frate, erau cu telefonul. Vă dați seama cât ori prins din predica aia. Da, o predic din nou. Chiar în biserică, în biserica pe care am păstuit-o, vedeam cum le străluceau ochelarii. Când verde, când roz, în funcție de sportul pe care îl urmăreau. În adunare! Și să-i vorbească Duhul Sfânt! Și să-L cerceteze Domnul când El îi lega! De aceea zic, Dumnezeu să elibereze tinerii. Drag tânăr, pune-ți întrebarea, timpul a trecut. Care este relația ta cu tehnologia? Și acum părinții dau jucării copiilor. Societatea asta a dat jucării celor mari. Luați și stați acolo. Să fii inactiv, legumă, să nu mai poți să te concentrezi, să nu mai înveți o limbă străină, să nu mai fii în stare să alergi după o minge, să nu mai fii un zidar vrednic de muncă, să fii un om dezechilibrat, să stai nopțile întregi la calculator. Sunt tineri pe care ia salvarea, se numește intoxicare cu internet, e bolă, e declarată medical, ia salvarea cu cearșaful, că nu se pot desprinde de la calculator. Oameni care au nevoie de injecții și tratamente, astea sunt vremurile noastre și mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să elibereze orice tânăr legat de tehnologie. Poate să fie o robie. Întreabă-te sincer, tu mai știi să fii singur? Tu mai știi cum flori caisul? Când ai fugit ultima oară pe afară? Când ai mai stat de vorbă? Mulți tineri s-au plictisit în camp, că e boring. Normal că e boring, că nu știi vorbi. Eram într-o cameră, o dată m-am rămas mirat, am intrat într-o cameră, toți erau tineri din biserica noastră, sau din câteva biserici din oraș, unde eram eu, intru în cameră 10 tineri, erau un fel de pari, așa zice, un fix creștin, mâncam bărbații și surorile acolo, copii într-o cameră, intru în cameră liniște de mormânt. Nimeni nu vorbea o vorbă. Toți pe telefon. Dar ce faceți mai aici? Cetuiau, nu vorbeau. Și m-a spus o mămică, Emi, știi ce fac? Îi spun eu, copiii mei, își textuiesc unii la alții. În aceeași cameră. Cam astea sunt simptomele. Mă spuneam tine cu altă ocazie, într-o tabără am cerut ca toți tinerii să vină în față cu telefoanele. S-a uitat un pic în lung la mine. Toți în față cu telefoanele. Ne predăm telefoanele. Am ajuns la concluzia că unii tineri sunt botezați, dar telefonul nu e botezat. Și vă spun sincer că eu i-aș boteza cu telefon pe tineri, să mai strică din ele. Și să fie botezat și telefonul, că el e telefonul lui. Întreabă-te serios, telefonul tău e botezat? Știu că e la modă să porți aia, what would Jesus do? Întreabă-te, tot ce e pe telefonul tău îi place Domnului Iisus? Tot ce vezi tu acolo, Windows, nu așa spune? Ai acolo multe Windows. Nu știu, te uiți prin ele, tot ce vezi tu acolo îi place Domnului Iisus? Este El stăpânul și Domnul telefonului tău? Domnul să vă binecuvinteze!